Paula Lincan reacționează după ce mexicanul a acuzat-o că n-a venit la nunta fiului din ambiție. Fosta soția lăutarului iese la atac cu declarații bombă și face dezvăluiri incendiare după 2 ani de tăcere. Interviul exclusiv îl urmărim chiar acum. De ce nu ai fost prezentă la cununia civilă a fiului tău? Din cauza lui taică-su. Cum adică din cauza tatălui? N-ai vrut să fiți prezenți amândoi acolo în aceeași încăpere sau s-a întâmplat altceva? Nu a dorit taică-su. Nu știu cum să o numesc, nu știu cum să o spun să nu fiu interpretată greșit. Este ok așa cum ți-am spus, taică-su nu a dorit. Deci nu a dorit ca taică-su, a făcut el foarte multe chestii pentru fiul lui, iar noi nu mai reprezentam absolut nimic. Eu și Maria. Și nici bunica n-a fost la cununie, mama ta? Nici nimeni din familia mea. Nici mătușa, sora ta? Absolut nimeni. Din moment ceea ce eu am căzut, e normal să cadă și familia mea, nu? Mi se pare corect, nu? Da, stai puțin și fă-ne puțin să înțelegem. S-a impus cumva ca tu și familia ta să nu veniți? Sau... Nu știi ce vreau să se înțeleagă? Marian mie nu-mi face ordine în viață. Am înțeles. Atât. Și dacă voi înțelegeți, trebuie să înțeleagă și el și toată lumea. Oare dacă eu vroiam să ajung acolo, mă ținea cineva? Aveam vreo frică de cineva? Aveam vreo reținere de cineva? Marian Mexicanu, el trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna, să-și vadă de familia lui, să-și vadă de viața lui, să nu mai stea cu gura pe mine pe toate rețelele de socializare, să nu mai iasă pe la TV, să nu mai iasă pe rețelele de socializare să vorbească de mine, de viața mea, de ce fac eu, de fetița mea. S-a terminat. Trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că Marian Mexicanu nu mai reprezintă absolut nimic pentru Paula Lincan și Maria. Să-și vadă el de viața lui, de familia lui, soția lui știe, aș vrea să întreb, soția lui știe că dânsul se interesează de viața mea, cu cine sunt, ce fac, unde merg, să-mi facă el mie ordine în viață, să-mi facă el mie ordine că vii, că nu vii. Mie mi-a plăcut toată viața să spun adevărul. Eu faptul că nu am mai ieșit de 2 ani de zile, poate și mai bine, de 3 ani de zile, prin post de televiziune, ca eu să-mi spun și eu durerea mea și problemele mele pe care pe mine mă doare foarte tare, faptul că, adică tu nu mai ai de ce să te interesezi de mine și de copilul meu. Ieși acum o săptămână până în cununie și dai atac la persoana Marie și la a mea și vrei să ne vedem la cununie. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Da? Vezi că treaba ta, vezi că familia ta, de ce nu te-ai luat soția? Să stai acolo, să fii în cinste la copilul tău, cum voi sunteți o familie? Pe mine nu m-a deranjat Denisa și nu mă va deranja toată viața de aici înainte. Eu am viața mea personală, poate și eu la rândul meu, mâine, poi mâine, voi fi cu cineva, Doamne, eu voi ieși și voi spune, eu n-am nicio reținere de nimeni. Deci nu interesează pe nimeni de viața mea și nu face mie nimeni ordine. Cum să vin și ce să faci? Atunci eu i-am spus lui Edi, mămico, lasă să stea el, să fie el în cinste, pentru că așa și-a dorit el. Pentru că o familie serioasă, cum se numește el, da, și care iese pe posturile de televiziune și spune tot timpul că eu nu am treabă, eu sunt bine, sunt ok, nu ești, mă, băiatule, bine deloc. Bagă clintile în cap odată că nu ești bine deloc. Nu-ți mai juca cartea aia proastă. Ai o carte proastă.